Această expoziție, așa o paranteză. Mulțumim maestrului Zamfir că ne-a pus la dispoziție acest material. Să știți că noi am luat din casa dânsului mai în măsura cât încăpea aici în galeria noastră, care nu e chiar așa de mare. Deci am putut... Căram o săptămână și puteam să umplăm încă 10 încă pe galeria aceasta. Atât amintiri și lucruri interesante erau în casa domnului Zamfir. Dar cred că ce important este aici la Arcuș. Și acum, dacă îmi permiteți, să rog pe domnul Nenoiu ca să deschidă această expoziție. Deci, declar deschisă expoziția. Mi-am propus, de săptămâni întregi, ca cu prilejul acestei împrejurări absolut minunate și sărbătorești, să vorbesc despre ceea ce lumea nu știe să vorbească. Nu vrea să poată să vorbească, nu poate să vorbească despre omul Gheorghe Zamfir. Nu despre naist, nu despre pictor, nu despre compozitor, nu despre scriitor, nu despre globetrotterul artei românești dusă pe toate continente, în toate meleagurile și la etajele cele mai înalte. Se vorbește despre omul Zamfir pentru că suntem colegi de o viață, chiar făceam socoteala, cred că au trecut 60 de ani peste noi și mai mulți, 65 de ani, de când pășeam pe podelele Liceului de Muzică din Lipati, fiind coleg cu câțiva ani mai mare și jucându-ne unul cu altul în toate chipurile și făcând muzică și învățând de la același mare profesor, Pavel Tornea, solistul la oboi al Filarmonicii George Enescu și creatorul, o spune, al școlii moderne de oboi, toți elevii dânsului îi sunt urmași ca tradiție, ca ducere mai departe a unor învățături și toți sunt iluștri. A făcut o școală de oboi. Și m-a învățat pe mine cum se suflă în fagot, cum trebuie să respirăm pentru asta. L-a învățat pe maestru Zamfir. Nu pe maestru Zamfir. Pe Zamfirul de atunci, venit din Găiești, tânăr, proaspăt și curat.
E poate cea mai mare performanță a acestui om este că a rămas și curat și tânăr. Atât de tânăr încât aseară în catedrala din Brașov i-am admirat forța, tinerețea și capacitatea de a se dărui într-un frig absolut, într-un frig absolut pe care din ce în ce l-a învins, așa încât la sfârșit a terminat transpirat și cu cămașa lui. Ca în ultima instanță. Poate să fie alinare, poate să fie îmbărbătare, poate să fie înmulțire, poate să fie inspirație. Pe unde a umblat, a fost iubit, a fost onorat. Despre cum a fost iubit, cum a fost onorat, nici nu mai pot să vorbesc, pentru că am venit cu, nu cu vorbe, ci cu fapte, cu faptele lui. Faptele noastre pot fi ale lui Otila, ale lui Emil Pantelimon și ale mele, de a proiecta această întâmplare, de a lupta să o îndeplinim. Am fost de vreo 5 ori la maestru acasă, întâi să vorbim, pe urmă să visăm și să ne bazăm tot pe Otila. Dacă poate să facă, dacă vrea să facă, dacă dorește să facă și dacă ajungem să depășim vorbele. Că faptele, știți, nu vorbele definesc omul, ci ceea ce face omul. Și iată, aici este ceea ce am putut să facem noi cu puterile noastre pentru acest mare și nemăsurat de mare om. Să ne trăiască, să ne bucurăm de el, să-l respectăm, să-l vorbim de bine, pentru că și vreau să închei cu un lucru. Mi-am dat seama că dacă eu îl laud, că dacă el se laudă, că dacă noi toți îl lăudăm, nu e îndeajuns. Este un om care merită să se laude și căruia, lăudându-se, nu-și face bine. Dar merită cu prisosință să se laude, merită să-l lăudăm noi, merită să-l însoțim cu sprijine morale, cu un compliment, cu o mângâiere, cu o privire plină de dragoste, plină de... fără invidii, că n-avem de ce, că nu putem să fim egali. Așa că numai proștii vor să desfințeze o înălțime pe care nu o pot atinge. Ce să facă? Nu le rămâne decât să vorbească, nu le rămâne decât... Și noi trebuie să ne uităm la ei nu cu jenă, ci cu oarece milă, cu oarece îngăduință, cu oarece iertare. Că nu pot înțelege dimensiunea unui astfel de talent, a unui astfel de om, a unei astfel de personalități. Eu sunt foarte onorat că fac această deschidere și că am posibilitatea să-mi exprim aceste gânduri. Vă mulțumesc, iertați-mă pentru depășirea unor lucruri, dar chiar îl iubesc pe Gheorghe Dan. Toți! Vorbește foarte frumos, mult mai frumos decât mine, mult mai avântat, mult mai artistic, mult mai metaforic. Și când când vorbele noi ajung, pune mâna pe instrumentele sale, dar vreau să vă spun, cântă extraordinar și la acordeon, cântă și cu vocea, și nu muzică lăutărească, cântă o muzică instrumentală, cântă cu vocea fără cuvinte. Asta înseamnă muzică instrumentală. Și are o capodoperă în acest sens, o are și pe CD. Iar aici puteți să vedeți discurile de aur și de platină, aici discurile din toată lumea, dacă aveți... Ne știm, așa cum a spus și e o excelență. A devenit o excelență pentru că a parcurs același drum ca și mine timp de decenii. Și ne cunoaștem de când eram colegi în liceul de muzică, astăzi din Olimpatie, atunci era școala specială de muzică, din București, numărul 1. Erau două școli generale, erau școli experimentale în care se făcea și bacalaureatul și muzica, una la Cluj și una la București. Și
Și din acele școli, aceste două școli, au ieșit generațiile de aur, cum spunem noi, aproape 80-90% din elevii care au parcurs cursurile acestor școli și le-au absolvit, au ajuns concept maestri, au ajuns mari soliști ai vocalisticii și ai instrumentalisticii românești, pentru că în acei ani 50, între 1950 și 1965, am avut cei mai mari profesori, profesorii care au venit din dinastia regilor, profesorii uriași, profesorii docenți, profesorii care cumulase știința muzicală, așa cum o știm noi. Maestru Zampir, prin metacomunicare, mi-a preluat gândul meu din această clipă. Un omagiu pentru acești profesori. Cine erau ei? Erau salvați de directorul nostru de atunci, de la canal, care s-a dus la D și a spus copiii acestei școli, acestui liceu, era un singur liceu de muzică, numărul 1 se numea, dar era singur în București. Și așa cum a spus maestru Zamfir, era experimental. Și s-a dus la D și a spus copiii trebuie să studieze la vioară, trebuie să studieze la pian, dar trebuie să știe și istorie și geografie. Și ce vrei de la mine? Păi profesor extraordinar, ca și să ți-i caut eu, i-a spus deci, nu, am lista aici. Și a aprobat-o și restul a executat-o. Fără să le spună însă, dar ce om, ce responsabilitate și-a luat copleșitoare în anii aceia, fără să le spună că sunt la canal, la reeducare. Cine erau? Dan Petrescu. Dan Petrescu, la fizică și de chimie, fizică și chimie. De la Berlin. Da. Dan Petrescu ne-a predat nouă la cererea directorului și acustică muzicală. Fusese secretarul lui Nicolae Iorga. Și poate că vin doctorate la Berlin, la, așa cum se întâmpla la Berlin, la, în Franța și la Viena. Cine mai era? Când suna clopoțelul, dânsul tocmai ne făcea pe harta și călătorirea lui Ulise pe unde, așa, după Mărul de Aur și după... Și noi nici nu mișcam, nu se mai termine acea minune. Ce vina avea domnia sa? Vina de a fi desenat Harta României Mari. Și în calică și cartea. La modul genul. Și ajunsesem ca, de exemplu, la fizică să n-avem note sub... Pentru că profesorul avea o teorie. Învățam de drag, de fapt. De drag. Nu existau medii. Și doamna... Copiii din noi. Copiii din noi. Copiii din noi. Aveam picioare în apă rece în Libia. Aveam 11 discipline la cultură generală, plus cele de la specialitate, la armonie și contrapunct. Îl avem pe Filaret Bar, marele folclorist și mare folclorist. Și compozitor de operete și așa mai departe, Jeremiță Matei la solfegiu, Zamfir Constantin, care a fost la folclor și așa mai departe. Am avut personalitățile cele mai marcante. După ce am terminat liceul și conservatorul, ne-am reîntâlnit ca și colegi în conservator și după aceea ne-am reîntâlnit și ca și colegi profesori la Universitatea Națională de Muzică. Deci avem aproape o viață petrecută împreună. Am și făcut înregistrări pe scena radio împreună, da, cu simfoniile pe care le-a scris maestru Zamfir pentru orchestră populară, orchestră simfonică. Mi-amintesc că a venit și cu cor și cu instrumente populare nai și țambal. Da. Dirijor Iosif Corda. Nu o să uit asta. Da. Deci iată-ne aici, după o viață întreagă parcurs împreună, dânsul președinte al Unimirului, eu artist liber, artist liber, vreau să mă consider așa, și să mulțumesc domniei sale, să mulțumesc Ministerului Culturii împreună cu domnul Emil Patrimon și prietenului nostru comun, domnul Otilo, care ne-a ajutat să înfăptuim această întâmplare. Întâmplare, da. Hai să spunem întâmplare, da. Este o întâmplare foarte rară. Eu s-o socotesc că se întâmplă o minune. Că avem deodată, la un loc, atâtea mărturii ale
muncii, ale rezultatelor excepționale ale maestrului Zamfir. Toate dite, cu eforturi deosebite. Și dânsul are la toate... A reușit, într-un timp record, să umple acea camionetă și să le aducă aici, să le așeze pe care. Este prima realizare în cariera mea de 57 de ani de muzică, nu sunt 55, sunt 57, dar ca să fie o sumă rotundă, am spus 55, în care se cuprind niște pereți cu tot ce am înfăptuit eu în toată cariera mea, aceasta lungă, de peste o jumătate de secol, și că s-a dat curs acestei inițiative, de prima dată când pe teritoriul românesc mi se atribuie un spațiu și un colectiv de oameni însemnați au pus mână la mână, inimă lângă inimă și au realizat în acest cadru, restrâns, bineînțeles, pentru că acasă am, cum să spun, documente care pot cuprinde peste 5.000 sau 7.000 de metri pătrați, însă o să vedem de azi înainte cum o să reușim să organizăm într-un spațiu mai mare. Eu mulțumesc din suflet și Consiliul Județean și Primăriei din orașul Sfântul Gheorghe, care de fapt aici. De 2 ani de zile vreau să spun cu mândrie că este orașul meu, e proprietatea mea personală. Mă numesc Gheorghe și că am fost primit și în Catedrala Catolică de aici, care este somptuoasă și am dat atunci un concert memorabil în Crăciunului cu Biserica Arhiprină și a fost un moment emoționant. Mulțumim Centrului European de Cultură, condus de acest magnific personaj în cu numele de Attila, care este un om unic, un om de o mare, mare, mare generozitate și cu un suflet cât e parcul acesta și poate de 1000 de ori mai mare, pentru că ne-a dat posibilitatea să fim aici și să realizăm ce realizăm acum. E pentru prima dată când se organizează un festival cu care poartă numele, un festival internațional de nai, asta trebuia să se întâmple încă de acum 20 de ani, de când, 23 de ani de când am venit din exil, și nu s-a întâmplat, dar e mai bine mai târziu decât niciodată. Și că tocmai aici, la Sfântul Gheorghe, la Arcuș și în județul Covasna, covăznenii au deschis inimile și mi-au permis să facem această manifestare culturală, care a început aseară în Biserica Sfântul Petru și Pavel, care continuă mâine cu concertul de lucrări, muzică de cameră cu Quintetul Tiberius din orașul Târgu Mureș, lucrări care nu s-au cântat niciodată, unele nu s-au cântat niciodată în lume și niciodată în România. Deci va fi o premieră mondială cu quintetul meu, sextetul meu, trio pentru vior și nai, dansul Râurile Sacre, unde l-avem și pe maestrul Adrian Petrescu, care este solist al Filarmonicii George Enescu din București la Oboi, și alte lucrări, dansurile de Bela Bartok, care le-am adaptat în 1986 pentru vintet de coarde și nai, și alte lucrări pe care le vom prezenta mâine seara. Să-mi dai voie să te completez adăugând că, domnule doctor, fiți amabil, de unde veniți? Ați sosit astăzi? Avem o mare personalitate de la Târgu Mureș. De la Târgu Mureș. Iată Târgu Mureșul. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt profesor dr. Mircea Burian, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, numită. Și oamenii mari sunt lucrez în diagnosticul de înaltă performanță și aflând de acest eveniment am venit aici cu un scop foarte bine definit și în cele ce urmează v-aș ruga să-mi permiteți să punctez și eu câteva aspecte care sunt legate direct de activitatea excelenței sale, maestru Gheorghe Zamfir. O regulă de aur a discursului public spune că oratorii simpatici termină repede ceea ce au de spus. Adică este esențial. Da.
Și atunci, sigur că și eu am să încerc să punctez câteva aspecte în care voi încerca să descriu, să descriu pe maestru Zanfir. Să creezi ca un demiurg, să poruncești ca un rege, să muncești ca un sclav. Aceste cuvinte aparțin marelui sculptor Constantin Brâncuș. Am ales aceste cuvinte pentru că, dacă stăm bine și ne gândim, maestrul Gheorghe Zanfir, prin ceea ce a făcut, prin compozițiile sale, a creat ca un, asemenea, unui demiurg, a poruncit ca un rege, pentru că este regele Nilului mondial și, după cum știți, și această galerie de artă ne arată acest lucru din plin, a muncit ca un sclav. Vă rog să mă scuzați că sunt puțin emoționat că după cei doi antevorbitori, cuvântul meu o să vi se pară mai palid, dar încerc ca să mă înscriu în ceea ce vreau de gând să vă prezint. Spuneam despre maestru Gheorghe Zanfir că a reinventat naiul. Și acest lucru reiese foarte clar din toate sursele de informații pe care eu le-am căutat să le obțin. Și în afară de aceasta, omul de talent care este maestru Gheorghe Zanfir a trăit momente de agonie și de extaz, de extaz și de agonie, de fericire, de nefericire, de realizări, de nerealizări, așa cum trăiesc de obicei marele genii atunci când realizează lucruri mărețe pentru noi, oamenii de rând, cu care ne încântă sufletul și cu care până acum nu am fost obișnuit să fim tratați. Faptul că astăzi aici și în acest loc are loc acest vernisaj, pentru mine constituie o mare bucurie a sufletului meu și trebuie să vă spun, ca să fiu cât mai scurt, că maestru Zanfir este un suflet, și cum spunea marele nostru poet, dacă nu mă șer, George Coșbuc, sunt suflet în sufletul neamului meu și când bucuria și amarul. Iată că marele maestru, excelența sa, a făcut acest lucru timp de peste 55 de ani. Și eu mă bucur că am onoarea să fiu participant la acest moment care s-a deschis astăzi aici. Și poate că n-ar fi rău dacă acest festival internațional, fac și eu așa o propunere. Un pic vreau să vă spun că sunt și un pic invidios pe toții locale, că acest lucru putea să se întâmple foarte bine și la Târgu Mureș. Și atunci, cine știe, poate că acest festival ar putea să devină și itinerant în marile orașe ale României. E o idee pentru care vă mulțumim. Și la sfârșit și nu în ultimul rând, vreau să vă spun că în ultimul timp, una din preocupările mele extra-profesionale a fost și este și va fi în continuare filmul documentar. Împreună cu prietenul meu, distinsul om de cinema care este domnul Popa Victor de la Timișoara, am decis ca acest festival, cu ocazia acestui festival, să facem un film documentar artistic în care să-l omagiem pe maestru Gheorghe Zanfir la această prima ediție. Vreau să vă spun că avem proiecte mari. Vreau să vă spun că vrem să îl omagiem pe Marele Brâncuș, pentru că, în paranteză, să fie spus, oltenii nu prea, se pare că nu prea iubesc, dar noi ardelenii l-avem la suflet. Vreau să vă spun că vrem să facem un film documentar artistic despre Radu, marele actor Radu Bedigan.
și multe, multe alte proiecte care vizează acest film documentar. Și cred eu că vom reuși în acest fel să ne facem cunoscuți în lume, așa cum spunea Petru Rareș, mai vom fi ce a fost, chiar mai mult decât atât. Și acest lucru îl vom putea realiza numai cu ajutorul acestor filme documentare, a căror material ne stă la dispoziție, numai va trebui să îl și folosim. Deci aceasta a fost surpriza care a avut să o rezerv domnilor voastre, anume că vom face acest film documentar artistic și vom vedea apoi ce va mai urma. Și de asemenea vreau să mai spun, înainte de a termina, că doresc organizatorilor și o ediție a doua, și a treia, și a zecea, și a douăzecea. Eu cred că atât Maestru Zanfir cât și eu vom fi prezenți și peste 20 de ani. Doamnă Filana! Din partea Olteniei, la care v-ați referit, este aici nici mai mult și mai puțin decât directorul Direcției pentru Cultură al județului Dolj. Domnul Dan Lupescu, care este și poet, a publicat un volum întreg despre Brâncuși și nu există, este și directorul revistei de cultură europeană La Mura și nu există număr care să nu, pe prima copertă, să nu aibă o sculptură de Brâncuși. Norocul domniei sale este că Brâncuș are multe opere, așa că are ce să pună. Dan. Îi se potrivesc maestrului Gheorghe Zanfir și alte dodii sau aforisme de lui Constantin Brâncuș. Îi se potrivesc și le-a ilustrat și le ilustrează din plin. Vă voi aminti doar trei dintre ele. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Toată viața, toată cariera artistică a maestrului Zanfir demonstrează din plin acest adevăr. Un altul sună în felul următor. Viața mea n-a fost decât un lung șir de miracole, spunea Brâncuș. Afirmația este întru totul valabilă și pentru maestrul Gheorghe Zanfir. Și mai spunea Brâncuș, apropo de observația domnului profesor universitar dr. Dorea Târgu Mureș, Craiova, aici m-am născut a doua oară. Gheorghe Zanfir poate că s-a născut a doua oară la festivalul Maria Tănase pe care l-a onorat în calitate de președinte. Și de președinte și l-a onorat cu concerte în afara concursului cu adevărat de excepție. Închei prin a vă mărturisi că în această expoziție Tezaur nu ai cum să nu fii frapat de calitatea cu totul și cu totul aparte a picturilor. Pictura lui Gheorghe Zanfir, pe care acum o văd în premieră absolută și pe viu, am văzut acum câteva săptămâni un documentar de excepție, cred că a durat o oră sau peste o oră, să nu mă întrebați de ce canal de televiziune, dar l-am văzut de la cap la coadă. Pictura lui Gheorghe Zanfir are expresivitatea, strălucirea și vibrația pe care o au toate piesele sale Tezaur, piese capodopere. Glumind sau nu, afirm că este un pictor cu mult mai mare decât Marin Sorescu. care Marin Sorescu propus pentru premiul Nobel, din nefericire a murit înainte de a se întâmpla acest lucru și premiul Nobel nu se apropie decât persoanelor în viață. Marin Sorescu, în taină, s-a exersat de multe decenii în aria picturii.
târziu, în ultimul deceniu, a debutat cu o expoziție la Londra. A fost prima și a doua a fost la Brașov. După care, în sfârșit, acum, în ultima vreme, expoziții sunt multe și la, în București, au fost și în Craiova. Dar vreau să vă mai spun despre Marin Sorescu totodată că el și Dumitru Radu Popescu, care ieri a fost oaspetele Craiovei la Teatrul Național Marin Sorescu, unde din două în două săptămâni se desfășoară întâlniri cu mari personalități ale lumii și culturale și științifice, românești și din țară și din afara țării, sunt cei mai valoroși dramaturgi din perioada post-belică. S-ar putea ca la un moment dat să descoperim că pictorul Gheorghe Zanfir poate fi așezat fără nicio sfială, fără nicio reținere, lângă Ion Suculescu. Vă felicit din inimă și vă doresc să rătați de mine. Pe aprile lângă noi venim de la București, în mod special, doamna Luminița Tucă. Și am vrut să-i spun. Și o rog să spună câteva cuvinte. De la Jurnalul Național. De la Jurnalul Național. Care mă urmărește precum pisica și poate, scap, poate prinde. Nu scap din vizorul ciclopic al ochilor domniei sale, care este o ființă de excepție, cu un suflet mare cât Carpații și de o puritate absolută. Este o doamnă mult peste măsura marilor doamne așa zis. Române, așa zise, și care a scris lucruri minunate despre mine în Jurnalul Național și a fost prezentă în cele mai importante momente culturale din viața mea artistică din ultimii, să zic așa, 7 ani. Îi mulțumesc că a venit și a făcut tot care lungă până la Arcuș. Nu a... să constat că acest festival vă reflectă toate calitățile pe care dumneavoastră le aveți. Că putem în sfârșit să vedem discurile de aur și de platină, o parte din ele, așezate într-un cadru atât de frumos, că putem să vă redescoperim prin pictură, putem să vedem familia Naiurilor pe care dumneavoastră ați creat-o, familia Naiului modern, căruia i-ați reinventat sunetul. Și mă bucur tare mult că s-a reușit acest festival extraordinar, prin aceste minate concerte, prin expozițiile care se desfășoară aici. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături. Și am descoperit acolo lucruri extraordinare. Sunt 7 stejari, din care au rămas 3, au fost 7, care au o dimensiune care poate fi cuprinsă de 8 oameni și au 600 de ani vechime. Deci, Hurezan Ștejar, care măsoară 35 de kilometri lungime, comună. Acolo primarul a organizat anul trecut o zi memorabilă, dedicându-mi Casa de Cultură, Centrul Cultural, dându-i numele meu și organizând un muzeu permanent care se află în comuna Ștejar. Deci, eu sunt oltean după mamă, vecin cu uriașul și colosul culturii românești Constantin Brâncuș, și nu știu cum olteanul de mine a reușit să orchestreze și să facă 2 discuri finei mele cu muzică bărățeană. Dar ce am... Să vă spun eu, dragii mei, multă lume știe că nașul maestru Gheorghe Zanfir a avut în componența grupului bănățeni. Iubește atât de mult Doina Bănățeană și jocurile de la noi de la Banat, că nu trebuia să fac eu ceva în mod deosebit, deja acea muzică a fost implantată de mulți ani cu melismele bănățene în suflet și a fost ușor pentru nașu, bineînțeles la început când l-am scos în suflet cântecul Mi-l pun, a fost mai cu greutate pentru că nu știam chiar cât și mi-a spus fină, am să ce storc, zice, și trebuie să fac așa, nu mi-a dat voie o comă să distonez sau ceva. N-a existat. A fost un mare spectacol la noi la Teatrul Național, dar cel de-al doilea disc este Să trăiești, nănașul meu. Este în prima parte, este o horă bănățeană, partea a doua, compoziția lui Nașu, iar textul este exact ceea ce este marele Gheorghe Zanfir, deci viața lui
și dintr-un lemn micuț de braț scoate niște sunete extraordinare. Cine are posibilitate o să-l vadă. Și eu îi mulțumesc încă o dată pentru că lansarea noastră la al doilea a fost de Sfântul Nicolae la Timișoara, sub egida facultății Victor Babeș de la noi de la Timișoara, pentru a aduce o, mulți prieteni în jurul nostru, de să aduna o anumită sumă pentru secția terapie intensivă de la Spitalul Județean, de la Spitalul de Arș, și eu îi mulțumesc, bineînțeles că au fost prietenele mele în concert, doamna Merișoreanu, Nicoleta Beica, doamna Pacatuș, care mi-a fost profesoară, a prezentat doamna Mihaela Tatu, Dorina Cerneanț, o solistă din, de etnie sârboaică, și a fost un concert mai aparte, zic eu. Eu, atât eu cât și familia mea, suntem enorm de fericiți când nașul ne calcă pragul, când ne auzim la telefon, când discutăm diferite probleme și altădată mă mai ceartă, vezi că aici n-ai făcut așa, sau vreau așa. Și eu zic, să trăiești, nașul. Asta este, mulțumesc mult de tot. Așa că legătura mea cu maestru Gheorghe Zanfir este de peste 37 de ani. Din tinerețe ne știm. Ne cunoaștem foarte bine, atât cât maestru, familia mea de la sat, cât și eu pe fratele și pe nepoți și pe toată lumea. Și mă rog la bunul Dumnezeu să-i dea multă sănătate, să fie același om pe care eu îl cunosc. Și eu mă cer și pe la televiziune când merg, când mai zice unul și altul câte ceva și spune, au venit asta bănățara asta care nu iartă nimic pentru că lumea e așa cum este, dar noi nu-i băgăm în seamă pentru că o valoare cum este maestru Gheorghe Zanfir trebuie prețuită, stimată, iubită. Și apărată. Și apărată, bună, bineînțeles. Eu cu soțul am venit cu mare dragoste aici și noi, unde zice nașul, hop și fini. Soțul filmează tot după ce a fost director în Radio Televiziune Română și are un tezaur acasă cu brâncuș din 1927, mi-a spus. Brâncuș vorbind. Vorbind și cu sunet. Mă iertați? Da. Eu trebuie să-mi continui programul și din uitați, scrie pe ea Cosmos. Cosmos. Da, toți venim din Cosmos. Da, dar nu cu atâtea misteri cu cât veniți dumneavoastră. Are o experiență vastă, trecut prin Argentina, stat vreo 15 ani în Canada. Eu am stat numai 10, nu m-a depășit. Ce să zic, mă bucur că maestru, că ați venit de prezența dumneavoastră și ați venit ca un zid energetic în jurul maestrului ca să îl omagiați, să cunoașteți mai mult despre dânsul, pentru că același lucru încerc și eu să-l fac de câțiva ani și asta se datorează și prezenței mele aici, vrând ca împreună cu ceilalți să fim împreună în acest prim festival Gheorghe Zanfir, care sperăm să aibă multe ediții de acum înainte, să ne bucurăm de dânsul, să-l auzim, să-l prețuim așa cum merită și să îl auzim cât de mult ca să ne intre aici în suflet, așa cum o face de atâta vreme. Vă mulțumim mult! Și în semn de respect deosebit, îl rog și pe domnul Mădălin Buruianu, consilierul primăriei din Sfântul Gheorghe, prietenul nostru drag și apropiat, absolvent al Universității de Filozofie cu maestru Pleșu. Atâta știu eu și licean. Iată-l. Consilierul primăriei din Sfântul Gheorghe. Ne face așa surprize, dacă la început l-a chemat pe Emil, care totuși n-a acceptat să rămână. Eu n-am mai putut să mă... E o onoare deosebită. Mulțumesc mult de tot pentru că îmi dați acest prilej. Am ascultat oameni de prin alte părți ale țării. Eu doar vă spun un vis pe care l-am avut acum 2 ani. Eram la o masă, exact cu dumneavoastră și cu maestru Zanfir. Și atunci știu că s-a născut această idee că odată
ziua de Sfântul Gheorghe, sau de acum încolo ziua de Sfântul Gheorghe, ar trebui ca Maestru Zamfir să sărbătorească în orașul domniei sale, așa cum frumos a spus. Și am spus că de acum încolo, 23 aprilie, cam de oriunde ar fi dânsul, este invitatul nostru permanent în Sfântul Gheorghe și orașul întreg îl va omagia. Ceea ce se va și întâmpla numai mâine, s-a întâmplat și ieri, se întâmplă și astăzi, se va întâmpla și poimâine. Și din tot ceea ce dumneavoastră ați spus, n-am vrut să rămână nespus spectacolul extraordinar de joi, care va închide săptămâna culturală de zile Sfântul Gheorghe, unde vom avea un taraf, un invitat de Maestru Zamfir, bineînțeles, și unde în sală vor fi și oaspeți de seama ai zilelor Sfântul Gheorghe, adică o formație foarte mare din Cahul, din Basarabia, și o formație destul de mare. În total sunt cam 70 de oameni, Basarabia și Bucovina se întâlnesc la Sfântul Gheorghe. Am invitat cu o zi mai devreme decât audem și spectacol, tocmai ca să-l audă pe Maestru Zamfir încheind săptămâna culturală de zilele Sfântul Gheorghe, încheind Festivalul Zamfir, care și eu, așa cum s-a tot spus aici, urez să aibă 10 de ani de acum încolo și să ne bucurăm de prezența Maestrului de zilele Sfântul Gheorghe, la Sfântul Gheorghe și în toate celelalte orașe, așa cum frumos a spus. Mulțumesc foarte mult! Taraful de joi seara nu este un taraf. Eu, de fapt, având... E mai mult decât taraf. Da. Mai mult decât taraf. Sunt niște artiști. Noi, având tupeul, în 1970, să dizolv taraful de bodegă, restaurant, da, și prinți mititei și baterie și sifon, și repunând taraful tradițional pe scenele din Paris, prima dată, după care, după 45 de recitaluri, zi de zi, Parisul a căzut la picioarele noastre, a făcut 10 de emisiuni de televiziune, presa scria, dacă cineva avea venit în casă la mine, așa cum bine a spus și domnul Atilo, că materiale sunt acolo pentru mult mai mult spațiu decât este aici. I-am arătat vreo două dulapuri numai de presă mondială, ce s-a scris despre mine timp de 50 de ani în toată presa lumii, mai ales în Africa de Sud, Australia, Japonia, Coreea, America de Nord și America Latină, bineînțeles, și toată Europa. Deci, taraful acesta nu este un taraf. Este mult mai mult decât atât, pentru că cu el am cucerit Pământul și cu el vom da, face această probă planetară, românească planetară, în seara zilei de joi. Un taraf pe care l-a ridicat și pe scena Ateneului și pe scena Festivalului. Și la Carnegie Hall. Nu mai vorbesc. Din state nu mai vorbesc. Dar mai greu e la noi. Da, e mult greu la noi. Am dat 5 concerte, 3 cu orchestra Lăutari, unul cu în rugăciunea pentru salvarea Pământului, m-am rugat cu naiul domniei sale, joi seara, împreună cu taraful între ghilimele. Da. Maestrele, în primul rând, vreau să vă aduc sincere felicitări pentru această primă ședință frumoasă care este Festivalul Mondial al Naiului Gheorghe Zamfir. Mai tare. Sunt nespus de bucuros să mă aflu alături de... Și mai tare. Maestru Gheorghe Zamfir. Da, așa, cu gura plină. Așa. Așa. Felicitări și de la nașul meu, să zic și eu așa, de la Maestru Vasile Iobu. Da. Mi-a zis să vă strâng mâna și să zic multă, multă sănătate. Mulțumesc frumos. Mulțumesc că ai venit. De parte de țara mamă. Ea a fost, este și va fi Pământ Românesc. Eu am plâns și o plâng mereu îndoine, am înregistrat pe un disc Jalea Basarabiei, care există în legenda românească, și acolo am bocit pentru sufletele miilor și sutelor de mii de basarabeni care au murit în gulagurile Siberiei comuniste. Așa că eu, sufletul meu este jumătate acolo și vreau ca într-o zi România să fie așa cum a fost și așa cum a spus-o Petru Gureș prin gura domniei sale, domnul profesor. Și mai mult decât atât.
Și împărații Japonii. Am un material acasă, o revistă, în care împărații Japonii sunt sub zamfir. Prima poză pe pagina unei reviste este zamfir. Sub el imediat împăratul și împărăteasa și mai jos, dar la nivelul ăsta. În fine, eu vă invit să vizitați această expoziție.